În contextul anchetei evenimentelor din 10 august, dar mai ales a războiului dintre cele două blonde de la vârful PSD, polițiștii din Olt se delimitează de acest scandal, mai ales în contextul în care președintele SNPPC Pașa Poartea a declarat public că angajații mei ei sunt alături de ministrul lor. Suntem apolitici, nu ne implicăm în scandaluri politice. Sindicatele care își asumă acest rol n-au decât să o facă în interesul lor, dar să nu amestece interesul polițiștilor, care polițiști sunt apolitici. Trebuie să ne urmărim interesele noastre, interesele ce derivă din legislația muncii și subliniez încă o dată că nu trebuie să avem partipriuri cu niciun partid politic și să nu facem părtinire cu privire la culori politice sau apartenențe politice. Liderul polițiștilor din Olt susține că ei se delimitează de acest scandal, iar cât despre evenimentele din 10 august, fiecare trebuie să răspundă. Noi ne delimităm de afirmațiile care au fost făcute duminică de către un sindicat care, din păcate, poartă aceeași denumire în mare parte, SNPPC, în schimb sunt SNPPC Pașa Poarte, a se vedea acest lucru. Domnul președinte Babuș Ionel al acestui sindicat a fost membru al SNPPC, exclus din SNPPC-ul pe care îl știm cu toată lumea și care nu a pus pe primul plan bătălia politică, ci interesele membrilor de sindicat. De aceea noi ne delimităm de aceste, dacă vreți, partipriuri cu ceea ce înseamnă minister, ministru, bătăi politice. Cu toate acestea, se pare că, totuși, alături de Carmen Dan, în disputa cu Gabriela Firea sunt și polițiștii, dar vorbim aici de cei afiliați Federației Democratice a Polițiștilor din România.